Dacă videoclipul ăsta face 10.000 de like-uri, o să ne jucăm Minecraft în realitatea virtuală cu Andrei 2010. Astăzi mă voi juca Minecraft în realitatea virtuală. Da, oameni buni, ați auzit foarte bine, astăzi este un moment special. De ce spun chestia asta, probabil vă întrebați? Ei bine, v-ați gândit vreodată cum ar arăta harta mea clasică, harta pe care joc cu Andrei 2010 în fiecare zi în realitatea virtuală? Efectiv, casa asta atât de clasică, televizorul cu pești, canapeaua, pizza lui Lucas, școala, zona de karting a lui Dorel și mare parte cam tot orașul ăsta. Sau și mai bine, cum ar arăta harta mea preferată de parkour în realitatea virtuală? Și probabil și harta voastră, pentru că am jucat de atât de multe ori harta asta de parkour încât, băi, trebuie să recunoaștem că este un clasic. Exact ca harta asta, este efectiv un clasic al canalului iSilent. Așa că ce să mai încolo și încoace? Haideți o facem și pe asta! În primul și primul rând, cred că trebuie să înțelegem ce înseamnă realitatea virtuală. Ei bine, nu sunt un expert, plus că deja se înțelege de la sine și majoritatea știe ce înseamnă VR și realitate virtuală. Însă cei de la Meta au lansat noul Quest 3, care este o cască de realitate virtuală care duce totul la un alt nivel. Și astăzi, în premieră pe canalul iSilent, o vom testa. Efectiv, ce urmează să se întâmple în un moment atât de rar încât, băi, eu zic că clipul acesta merită un mare like din partea voastră, pentru că urmează să vedem cele mai clasice hărți de Minecraft cu ochii noștri. Oh my god, oameni buni, după cum puteți observa, în momentul de față mă aflu în camera mea, numai că sunt în VR. Ei bine, la apăsare de buton primim și meniul. Oh my god, cât de real arată totul. Uite în controlerele, uite meniul pe care putem să-l luăm, să-l punem absolut oriunde. Și dacă lăsăm controlerele jos, avem mâinile și cu aceste mâini practic pot să aleg orice din aceste aplicații. Vedeți că am mâinile mele, pot efectiv să controlez orice cu mâinile. În jurul meu e camera mea, evident. Spre exemplu, pot să intru pe browser, să intru pe YouTube și efectiv, uitați-vă, chiar aici am apărut, haideți să vă selectez. Și pur și simplu, ăsta e canalul meu, frate, efectiv, ăsta sunt eu. Am un ecran gigantic în camera mea la care mă uit la mine. Adică, ce poate să fie mai mișto de atât? Adică, uitați-vă și voi, nici nu mai trebuie să-mi cumpăr televizor, gen. Și efectiv, cu degetele pot să controlez orice, pot să controlez volumul, pot să dau efectiv pauză la clip. Și dacă tot sunt aici în picioare, cred că o să-l am și pe Barney, care o să-mi fie alături. Adică, 100% o să stea cu mine și o să vadă experiența asta. Nu-i așa, Barney? Cred că a zis da. Și vreau să le mulțumesc celor de la Play at Home pentru că ne-au oferit această cască pentru acest episod. Dacă cumva sunteți din București și vreți să închiriați și voi un VR la voi acasă, puteți să intrați pe site-ul lor playathome.ro. Puteți să folosiți și codul SILENT pentru o zi gratuită și dați drumul la distracție cu VR-ul. Dar mai exact despre tot ce poate să facă VR-ul ăsta o să aflați în alt clip, pentru că noi suntem aici pentru Minecraft. Bă, nu se poate așa ceva, deci nu. Eu nu cred efectiv că sunt în meniul de la Minecraft. Așa ceva. A, ce mâini sunt astea? Mâini pătrate, voi vedeți? Ok, deci uitați-vă și voi. Hai să vedem, avem aici meniul, oameni buni. Și hai să dăm play, ok? Ăsta sunt eu aici. Uitați-mă la mine. Deci uite, mă învârt. Hai să vedem, îi dăm play. Frumos. Și avem aici deja harta pregătită, High School Roleplay, ok? Hai să vedem, îi dăm play la harta că deja era pregătită și... Mama, am emoții, am emoții, am emoții! What? Ce? Ce mă asta? What? Unde? Unde sunt? Sunt pe o canapea sau ceva? Și de ce am televizor în față? Stai, cred că trebuie să apăs un buton. Oh my god. Nu se poate așa ceva. Ai de capul meu, bă. Asta e mâna mea, efectiv, uitați-vă. Sunt pe harta mea și al lui Andrei. Nu se poate. Casa noastră cum arată, ești nebun. Bă, nu se... Nu. O să încep să plâng, efectiv. Doamne, uitați-vă și voi. Bă, băiatule. Bă, uite scările, mă, scările noastre. Ia, cum intru? Oh my god! Bă, băiatule.
Nu, deci nu se poate așa ceva. Nu, nu există, pur și simplu. Nu, deci nu cred, nu cred. Televizorul cu pești. Ai de capul meu cum arată viața reală peștii ăștia. Deci, uite, ăsta e la uriu și ăla e la roșu. Bă, băiatule, ia. Și canalul meu preferat? Ia, stai să vedem. Ia. O, canalul cu munți, respect maxim. Bă, nu cred că văd viața reală așa ceva, n-are cum. Bă, mă bucur ca ultimul copil. Oh my god, ce carapeaua. Bă, ia să mă pun pe ea să văd cum e. Mamă, cât de bine stau, nu cred. Fraților, ia, ce s-a întâmplat? Mamă, vă salut, fraților, ia uitați, pot să mă joc și așa dacă vreau. Ia, începem un episod. Salutare tuturor, bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod. Mamă, cât de ciudat e, zici că mă uit la un episod de al meu, dar numai că eu mă joc. Uitați-vă la mine. Hai, salut, băieți, ce faceți de aici pe harta noastră? Bine v-am găsit. Bă, băiatule, bă, că... Bicicleta, bă, trebuie să merg cu bicicleta asta. Oulu. Oulu, bă, chiar merg. Efectiv merg cu bicicleta, bă. Bicicleta cea de toate zilele. Bă, bicicleta asta, deci am mers cu ea în episoade de m-am spart. Ia vezi, bă, dar vezi că bugă viteză, mamă. Mamă, cât de tare e experiența asta. Wow, wow, efectiv ce experiență. Nu cred, nu cred că trăiesc așa ceva. Deci nu pot să cred că eu chiar am ajuns să trăiesc asta. Ai, 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 pizzeria lui Lucas. Bă, băiatule, cu mașina. Bă, nu pot să cred, mamă, arată atât de bine. Și fiți atenți, hai să intrăm, oameni buni, aici. Deci intrăm frumos în pizzeria lui Lucas și vreau să văd în premieră, oameni buni. Ai de capul meu, cum arată pizza Andrei 2010 în viața reală? Ia să vedem, ia. Oh my god, cât de bine arată. Mamă, 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 ia. Oh my god, cum arată felia. Băi, în fața ochilor mei o văd efectiv. Deci uitați-vă aici, asta e felia mea de pizza. Ia, pot să o mănânc? Ia, ia că o mănânc. Mamă, cred că e bună rău, sincer. Mă, fii atent că iau mașina. Mamă, am luat mașina. Mamă, cum e să cu... Mamă, cum e să conduci o mașină aici? Doamne! Mamă, frate, bă, chiar asta, asta, asta da experiență. Efectiv, să conduci o mașină, efectiv, aici chiar se simte real. Deci chiar se simte real. Experiență reală. Mamă, fii atent. Fii atent că e într-o pizzerie. Trebuie să văd cum arată camera mea. Trebuie să văd. Ia să vedem. Oh my god, bă, băiatule. Mamă, și hai să vedem. Mamă, ăla e calculatorul meu, frate, uite. Ăsta e calculatorul meu, efectiv, deci ăsta e scaunul pe care eu stau și ăsta e calculatorul. Vreau să văd și camera lui Andrei. Ia să vedem camera lui Andrei. Oh my god, bă, lasă-mă, că nu cred. Bă, e mai mare, sincer, în viața reală. Deci chiar e mult mai mare. Și probabil în momentul ăsta vă întrebați, băi, unde e Andrei? Ei bine, lăsați-mă să vă spun un secret. Dacă videoclipul ăsta face 10.000 de like-uri, o să ne jucăm Minecraft în realitatea virtuală cu Andrei 2010. Adică, efectiv, o să-l chem și pe Andrei și o să ne jucăm împreună pe harta noastră în realitatea virtuală. Și fiți atenți, sper că ați dat like, îmi iau zborul! Bă, nu se poate, deci, mamă, mi-e rău. Deci, efectiv, mi-e rău. Nu exagerez, fiți atenți. Doamne, cât de ciudat se simte. 3, 2, 1. Vreau să mergem la karting pentru că vreau să încerc și kartingul lui Dorel, pentru că e un clasic, n-aveți ce spune. Deci vreau să mergem chiar acum la karting. Stop aici. Stop, am zis, ok, bun, perfect. Lăsăm pizza, ok, hai să vedem. Bun, și uite, uite acolo sunt karturile. Mamă, 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 bă, un moment atât de clasic, să fiu sincer. Ok, mamă, nu pot să cred. Mamă, cum e? Vezi că e mult mai mare în viața reală cartul ăsta. Deci să știți că e mare rău în viața reală cartul. Deci să nu credeți. Și hai să vedem, ia, îi dăm o cursă. Mamă, ce viteză bagă. Bă, dar vezi că bagă, ești nebun? Vezi că bagă ceva viteză. Și fii atent. Bă, trebuie să fie și Andrei aici să mă vadă. Deci trebuie să fie și Andrei, dar v-am spus, la 10.000 de like-uri la 15 Andrei și ne jucăm împreună, pentru că, băi, mi se pare atât de tare efectiv să trăiești în viața reală ce ai jucat atâtea luni. Pur și simplu e prea mișto. Hai să intrăm în școală, ok? Deci hai să intrăm în școală, ușor. Mamă, bă, e foarte întunecată. Voi vedeți cât de întunecată e școala asta? Mamă, aparatul de mere, un clasic, aș putea spune. Opa, și-a venit mărul. Prea tare. Bă, e mare gen, asta e problema. E chiar mare aparatul ăsta. Bă,
Bă, dar e... Bă, mi-e frică de școala asta. Bă, e cam întunecată, fraților. Păi, sincer, cred că ar trebui să încercăm și o hartă super clasică. Oh my god, nu pot să cred așa ceva. Cred că v-ați prins despre ce e vorba. E harta clasică de parcur, oameni buni. Deci uitați-vă și voi, harta noastră clasică de parcur. Și efectiv, băi, e atât de mișto și sunt curios dacă putem să facem parcur în VR. Ia, merge. Ia să vedem. 3, 4, 3, 2, 1... Și mamă, fii atent. Oulă, mamă, vezi că e, bă, vezi că e greu, ești nebun. Hop, mamă. Ok, bine, bine, bine. Nu, oh my god, am căzut. Bă, e greu. Eu nu cred că e greu, efectiv. Adică, ba da, sincer, mă aștept să fie greu. Că e VR, la urma urmei. Bam, aici trebuie cu dăsta. Acum trebuie cu dăsta, acum trebuie cu dăsta. Acum trebuie cu dăsta. Bun, 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 bun și eu, bun. Păi vă dați seama că dacă joc, deci dacă mă joc cu Andrei parcur VR, cred că ne blestemăm zilele. Prea tare, n-ai cum. Doamne. Băi, bă, vă vine să credeți ce vedeți aici? Ok, știi ceva, o să trișez. Aoleu, uitați-vă la asta. Doamne. Ia mă, pe ăsta pot să-l fac, ia să vedem, de curiozitate. Hop, hop. Vezi că asta chiar, vezi că pe ăsta chiar îl fac, nu cred. Deci, hai că-l fac dacă e. Hopa și salut băieți, pa, pa. Ia, hai să vedem și acum îi dăm aici. Bam, la finish, bine mă, victorie. Sincer, dacă mă joc așa, e mult mai lejer. Deci dacă mă joc așa, zici că efectiv mă joc pe consolă sau ceva, pentru că am controlele astea în mână și gen mi se pare super lejer așa, deci așa chiar aș putea să mă joc gen fără nicio problemă, adică m-aș juca și în timpul liber așa, vreți să vă mint? N-am nicio, fiți atenți că fac nivelul ăsta, deci o treabă n-am. A, am trișat, hai că fac eu labirintul ăsta dacă e, ia hai că o facem pe asta, bam, bam, hai că o facem, ia și atât aici. Bum! Aia zic, bă, dar ce cameră urâtă, frate, întunecată așa, e, nu știu ce să zic. Și da, oameni buni, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Și nu uitați că la 10.000 de like-uri facem partea a doua cu Andrei.